Hai să ne legăm ce vrei să citim de contul. 1 Petru, 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 1 până la 5 inclusiv. 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 până la 5 inclusiv. Repădați dar orice răutate, orice vifleșuri, orice fel de prefecătări, de pismă, de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca din el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți țidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute de Dumnezeu. Aleluia! Amin, amin. Fraților, ce gând la meditat acum și seara înainte de mine aici și dimineața, e lumea în care trăim acum, o lume a plăcerii. Parcă totul se axează numai pe plăcere, fă ce vrei, că e bine, oricum trăiești, nu contează. Și așa că satana ca să uge Dumnezeu și să uiți că de fapt trebuie să faci voia Tatălui. Și ce m-a pus pe mine pe gând, chiar poate ce legătoare vei câte să amin cu asta și cu cucina. Și m-a pus pe mine să meditez foarte mult, judecător 21:25, că pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Pot să zic că și noi trăim cam aceeași vreme la Dumnezeu de astăzi. Pentru că vezi și pe internet și oriunde îți parcă omul se axează și scălărește nu după Duhul Sfânt, după plăcere, după voia lor, ce îmi place mai mult. Și Domnul să ne dăruieze în acest sens. Și ce am vrut să vă spun prin asta e că ce nu trebuie să facem noi când vorbim cu cei din jurul nostru, de fapt noi acum ne adunăm la masa Domnului și te adunăm pentru noi, pentru frați. Dar așa cum i-a chemat Domnul la masa lui, de ce să nu chemăm și pe alții la masa Domnului, cum i-a chemat Domnul? Pentru că n-a avut harul ăsta și te aduce și pe alții în har, cum a fost adus de Domnul Iisus și să-i iertăm pe Domnul Iisus. Asta trebuie să facem noi, pas cu pas, și să vorbim în acest sens, asta nu e la Domnul, să vorbim în acest sens, legat de tot ce spune oamenilor când citește Cuvântul Dumnezeu, uite, că eu fac ce vreau, acum adică faci ce vrei. Nu e bine să faci ce vrei, bă, e bine să faci voia Tatălui, că și mai eu făceau ce vreau și în poporul Israel. Se ziceau că se închinau și Dumnezeu și făceau și asta pe ei. Pentru că fiecare făcea ce îi plăcea. Și nu erau că îți zice Dumnezeu. Și ce m-a luminat chiar dacă tot ne-apărăm pe de masă Domnului să ne mărturisim și mai ales să ne smerim, să ne curățim și cum să ne smerim. Domnul Iisus ne-a spus, fiți blânzi și smeriți cu inima, că și eu sunt blând și smerit. Așa trebuie să fim și când vorbim și fiecare gest al nostru. Amin. Și ce m-a luminat Cuvântul Dumnezeu când Saul a căzut și nu a ascultat glasul Domnului ca să nimicească tot poporul care a spus să nimicească. Tot a întrebat sau pe Samuel, ce s-a spus Domnul, ce s-a spus Domnul? Și înainte să spune ce i-a spus Domnul Samuel, i-a spus prin Duhul Sfânt, oare, nu, atunci ai primit tu binecuvântul când te vedeai mic în ochii tăi. Și noi suntem copiii Domnului și trebuie să fim smeriți, să fim blânzi, să ne curățim. Domnul să ne ajute de aceasta și să fim, să-L căutăm mai mult, să căutăm pâinea, să trăiești pâinea vieții Iisus Hristos. Slavă Lui, deci, Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Amin. Ne plecăm pe genunchi cu toți și ne rugăm.